Bună ziua și bine v-am găsit la Prof Online pe exerciții de clasa 1. Așa, tema pentru acasă, clasa a 1. E, trebuie să spun mai ales că am spus de bunțelii mele, sunt că am stat de vorbă cu ea, cea din America, și am spus că sunt acolo niște lecții foarte tare, foarte frumoase cu Mario. Și-a spus bine, abia aștept să mă uit la ea. Și acum noi continuăm să spunem ce dată. Face din ce în ce lecții mai frumoase. Da? Și ai avut o temă, pregătești mie, nu știu ce. Nu voi, ci probleme. 10 probleme. Așa. Cu câte capete? 15 capete. Eu mă conformez, m-am avut de treabă. Deci 15 capete și tu urmează să încep 10 probleme. Poate cu 15 capete. Deci tu ai mișcat numărul de picioare. Da? La 15 capete, prima problemă, câte picioare îmi dai? 52. 52 picioare. Deci, îmi dai 52 de picioare și eu sunt de rezolvat, nu? Da. Bun. Uite, iau cele 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 și 15. Esențial să-mi iau capetele. Vezi cum procedez eu? Deci, tu ai formulat problema, stai liniștit, chiar m-a întrebat fiică mea, zice, e pus data vreodată întrebarea, deci nu i-aș fi 43 de picioare? Și ia să se opună acum. De ce nu mi-ai dat cu 51 de picioare? Pentru că 42 sunt pare. Așa. Nu crezi că au intrat în măsură 4 și 2 sunt pare și niciodată nu poți să dea un număr impar, nu? Când adun picioare. Deci totdeauna nu am parte. Zic că asta știi cum să nu, că le-am avut în vezi lecțiile. Bun. Și eu acum presupun că ar fi toate 15, toate 15, ar fi măgăini. Da? Dacă ar fi numai măgăini, așa. Ar avea fiecare câte două picioare. Câte două picioare. Asta e esențial. Deci totdeauna trebuie să mă duc pe presupunerea. De-aia se cheamă metoda falsă ipoteze. Adică, presupune că toate ar fi găini, nu? Ca ipoteză, le luăm pe toate găini, maxim cu putință. Și câte picioare consum eu crezi pentru că desenez? Dacă ar fi toate găini, câte picioare aș avea până la capăt? Mai. Ar avea 30. 30, sigur că dacă 15 cu 15, da? 15 de două, de 15 fac 30 de picioare. Și acum mă interesez. Că tu mi-ai dat 52 de picioare. Din 52 câte mi-ai dat tu, eu am să scad, din 52 scad pe 30 care am consumat. Și îmi rămân cât îmi rămân aici? Din 52 minus 30, uite cum m-am emoționat. Cât rămâne, mă? Ajută-mă. Ajută-mă, nu mă lăsa așa. Vezi, m-am emoționat. Și cu 2, și cu 2, 20 și cu 2, 18. Nu, 20 și cu 2, hai să zic. 28. 22. Deci, încă o dată, hai să facem mai pe larg, ca să și tu ai emoții și eu am avut emoții, da? Deci, ce înseamnă 52? Înseamnă 50 plus 2 și de care scăd de 30. Aici nu mai am unități. 2 rămâne. Mai 50 scădut 30 face 20 plus 2 ăsta care e aici, face 22 de picioare în plus. Altfel, tu știi foarte bine și când ne pui urmează spatele. 52 minus 30. Și zici așa. 0 din 2, rămâne 2, adică din 2 scăzut 0, face 2. Din 50 scăzut pe 30, fac 20. Deci, ne-a spus 22 de picioare. Așadar, am la dispoziție 22 de picioare. Ce să fac eu cu 22 de picioare? Trebuie să vin de la ieri, înseamnă, ăsta am pus. Înseamnă că
Am să văd câte grupe de câte două pot face ca să transform. La final o să vă dau problema cum am făcut-o. Cum ai făcut totul, da? Bun, dar acum urmăresc că sunt greșesc eu. Da? Eu zicam 22. 22 dau de două picioare. Dau 2, urmează un 2, iar și un 2. Câte grupe de 2 fac eu până la 22 are? Deci câte grupe de 2 fac? Aici e toată povestea. Hai să le numărăm. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 și până 22. Deci toate 22, toate 22 de picioare, am împărțit de grupe de câte două. 2, 2, 2, 2, 2, 2. Și acum, ai un 2 și bun. Și am făcut pe am făcut tot ce am făcut-o pe găinușa asta. Am făcut-o iepure, da? Da? Am transformat-o iepure. Dar aici am luat 2. Știi tu câte, câți iepuri trebuie să te simți? Ia numărul iepuri. Da. Câți? Trebuie să desenați 11 iepuri. 11 iepuri, că sunt 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 grupe. Deci trebuie să desenezi 11 iepuri, sigur că da. Uite. 4 găini. Și vor fi 11 iepuri și 4 găini. Deci nu numai 4 găini la sfârșit, până la urmă nu mai am ce să le dau și rămân doar ele 4. Stop, da? Stop. Stop. Perfect. Iată că răspunsul corect este ăsta. 11 iepuri. 11 iepuri și... Uite? Și 11 iepuri și 4 găini. 11 iepuri. Deci 11 iepuri și 4 găini avem în clipa asta. I-am făcut cu toți iepuri. Ai plecat? Asta ai! Deci, dar de ce te-ai terminat toți iepuri? De 50 de mai aproape de 60. Foarte, da. Foarte tare. 52 nu e aproape de 30. 52 nu e aproape de 30. Deci el reacționează extraordinar de tare, foarte interesant. El își spune așa. Mi-a dat o problemă care e 52 de euro. Și tu te-ai interesat număr maxim, număr minim, hai să zicem. Număr minim 30. 30. Număr maxim, maxim e capul 60. Deci tu ești mult mai atent. Eu unul m-am grăbit astăzi și n-am fost atât de atent în problemă. Am presupus că ar fi toate găini și mi-au rămas la dispoziție 22 de picioare și am zis că ați transformat fiecare găină în iepuri și a fost 2, 2, 2, 2, 2, deci a fost 11 și au spus vă spune la sfârșit cum a fost. Mă rog, stai, așa de m-am măcărit, eu m-am chinuit și a spus, la sfârșit și vă spune. 60 minus 52, 8. Așa. Și 8 iepuri am consumat în găină. 4 iepuri. Și... Asta e. Deci el a pus toate până la capăt cu câte 4 și erau 60 de picioare. Și îndată scade din 60 de picioare, scade pe 58 cât au avut problema. 52 cât au avut problema. Și rămân 8. Și acum zice, 8 sunt picioare pe care nu am avut în problemă. Eu m-am 52. Atunci zice, trebuie să scad câte 2 picioare. Dar de ce câte 2? De ce n-ai scăzut câte 3? Pentru că dacă erau 3, mai una. Un singur picior. Și iepurile nu sare într-un picior. Nici că era într-un picior, dar nu a într-un picior. Deci de ce a pus neapărat câte două? Deci ai luat două de la iepurile astea și ai făcut păi cu găină. Da. Și iar două de la celălalt și ai făcut găină. Și iar două la celălalt găină
Și practic acum, ca să completezi pe 8, ca să recunoști că 8 picioare în plus, de tot tai câte două, ca să rămână în găină, cum ai spus tu, și două, tăindu-le așa, au rămas 4 găini și restul tot sunt zeburi. Mult mai repede, să știi că mult mai interesant a fost ideea ta. Mărturisesc că, deci, falsa ipoteză poate fi făcută, fie presupune că sunt toate găini, fie că presupune că sunt toate capetele ieșuri. Depinde cum ne orientăm. Te rog, următoarea problemă. 15 capete și 32 de picioare. 15 capete. 32 de picioare. Și 32 picioare. Nu, la scădere, 32, 32. Wow! De cine sunt mai apropiat acum? Yeah. Nu. Nu spui nimic, mă las singur? Hai, lasă, nu mă lăsa singur. Deci, 32 de picioare, care e numărul minim de picioare în problema asta, la 15 capete? 3. 30. Da, 30. Și 32, de cine e mai aproape? De 30, de 30 sau de 60? 30. De 30, sigur că da. Și atunci o să presupun că toate sunt numai ce acum? Toate sunt numai... Găini. Găini, corect, corect. Deci toate sunt cele 15 găini. Și de aceea să le partizez câte două picioare, da? Câte două picioare. Și îndată, am consumat aici, am ajuns la 30 și din 32, mi-ai dat un problem, 32 minus 30, egal cu 2. Aceste două picioare pe care mai am la dispoziție, le-ai dat la o găină. Și ce fac cu găina asta? Ce se transformă? Se transformă? Iepure, bă. Și atunci înseamnă o singură iepure și câte găini? 14. Deci răspuns corect. Profesor, da. I-am făcut mai multe găini. Erau 30. Am scăzut o găină. Mi-a dat 28. Și plus un iepure, mi-a dat 32. Stai să mai băgat în ceas. Cum ai făcut-o? Păi am făcut toate găinile. Toate găinile și s-o... Am observat că sunt 30, am scăzut 2, ne-a dat 28. Dar nu din 30 scădem 3. Din 32 care sunt date, îi scădem pe 30 și obținem 2 ăsta. Deci așa trebuie făcută judecata. Deci, uite cum gândim, spune așa. În problemă am dat 32 de picioare. Înseamnă că din 32 scădem pe 30, că am repartizat deja 30, rămân două picioare în plus. Astea două picioare în plus le ducem la o găină și o facem iepure și atunci avem răspuns corect. Un iepure și 14 găini. Și 14 găini. Continuăm pe care nu-și mai doar facem. Cât mai avem? Mai avem 10 minute. Mai facem încă una și nu mă dau eu alta. Problemă. 15 capete și 58 de picioare. 15 capete și? 58 de picioare. 58 de picioare. Până când m-am de problemă, spunem 58 de cine este mai apropiat? De 60 sau de 30? De? 60. De 60, sigur că da. Și în condițiile astea, cum am să gândesc, o să fac de toți ce o să-i fac. Iepuri. Că 60 e mai aproape. Deci pe toți iepuri. Pun câte 4 picioare. Câte picioare am consumat dacă am făcut pe toți iepuri? 60. 60, sigur că da. Și asta face că am depășit. Cu câte picioare am depășit numărul maxim? Nu, cu câte picioare
față de problemă. Câte picioare am pus eu în plus? Din 60, ca pe 58? Neva, 2. 2. Înseamnă că ultimele, la ultimul cap, am spus numai 2 picioare. Nu pun 4, că n-am avut decât 2. Și gata, mi-a ieșit problema. Înseamnă o singură găinușă și 14 iepuri, da? E bine? Tu cum ai făcut? Am făcut. Un... toate găinii răspund 14 iepuri și o găină. Corect. 14 iepuri și o găină. Și acum le fac data viitoare pe cealaltă parte. Că mai am așa, dar am de gând să vă dau alte probleme. Hai să reluăm problema de data trecută. Mario Constructor, renumit constructor în Bacău. Deci Mario e renumit constructor în Bacău. El construiește vile cu câte 7 camere și 3 camere. Constructor. Da, constructor renumit. Deci cu 7 și cu 3 camere. Deci notează și tot. Mario. Eu fac vile. Mario. Constructor. Deci Mario Constructor. Și face vile, da? Vile. Care au fie 7 camere, fie 3 camere. Și pentru aia mai necăjiți. Da, mai corect, domn profesor. 3 camere. Eu s-o gândit la toată lumea. Da. În total, fiindcă nu știi piața cum merge și nu riscă, el este foarte atent la... Nu investește bani. Banii la întâmplare. Pentru început, dă drumul numai la 7 vile. 7 vile. Da. 63. 7 vile. 63. 7 vile. 63. Ce înseamnă 63? De vile. Nu, numai 7 vile atâta. Adică, dacă mi-am închipuit vilele ca niște cerculețe, deci numai 7 atâta. Că tu nu irosești. E investiție imensă să faci o vilă. Și ca o... 7. Da? 2, 4, 5, 6, 7. Deci, numai 7 vile, atât de des. Lasă-mi văd eu pe criza asta, să atâtea probleme, să văd eu cum merge piața și cum, dacă le vând pe astea, ai gândit așa, dacă le vând pe astea 7, că urmă, investesc din nou, reinvestesc și profit, tot așa, și dau drumul data viitoare la 10. Și uite așa, urmărește din aproape în aproape ca lucrurile să meargă cât se poate corect. Și acum, 7 vile astea, unele au câte 7 camere, altele au doar câte 3 camere. Ei, eu nu știu câte sunt, dar dacă le-aș număra toate camerele la vile respective, așa avea. 29, domnule. Dacă vreți. Să zic 29, da? Da, sau 33, eu aș da, cum vreți. Sigur că trebuie să fiu atent aici. Da. Vedeți? 29. 29. Nu 21, nu. Dacă cu 3 zici, dacă le calculi toate cu 3, 21. Foarte tare ești. Fiată, Mirela ne propune să luăm la 7 vile. 7 vile. Și 21 camere. Nu, 29 e mai 29, 29 camere. Da. Câte sunt cu 3 și câte sunt cu 7? Da. Întrebarea este că sunt cu 3 și câte sunt cu 7. Ia să desenești tu cele 7 camere. 7 vile, da? Sunt așa. Fiate, tu ai spus că 21 de vile, 21 de camere, ar fi dacă pune câte 3. Ia să văd cum dacă așa. Deci, 1, 2, 3. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. Excelent! 21. Da. Deci presupunem că
că toate, toate sunt, toate vilele, vilele sunt cu 7 camere, cu 3 camere. Și atunci numărul total de camere este numărul total de camere este 7, nu 7, 3 plus 3 plus 3 plus 3, de câte ori trebuie să aduc? De 7 ori. Așa, 2, 4, 6 și până la plus 3, să fac 21 de camere. Da, dar problema mea era, ne-a fixat 29 de camere. Păi, totuși face și cu 7. Sunt și cu 7, nu-și permite. Nu prea, n-am să o gândim. Dar să facem 7. Deci, înseamnă că mai avem camere în plus. Câte? Aflăm acum, din 29. Avem... Scădem pe 21. Avem o cameră în plus. Nu una. 8. 8 camere. 8 camere. În plus. Aici e tare problema. 8 camere și ca să o trag vorba asta din 3 în 8, în 7. Câte camere ar mai trebui? Punem deasupra. Câte ar mai trebui de la 3 până la 7? Puneți 4 camere. 4, sigur că da. 4 camere. 1, 2, 3, 4. Să facem 7, 3, 7, 3. Deci, am consumat din astea 8? Cât am consumat din astea 8? Am consumat 4. 4. Cât mai am de consumat? 4. Vezi? Foarte tare! Scădem din, deci cât am consumat? 8-ul ăsta. 8-ul ăsta îl împărțim în echipe de câte 4. Un 4 și un 4. Foarte tare! Deci 4 și încă un 4. Și atunci câte vile sunt? 29. Câte vile sunt cu 7 camere? Uite-te, răspunsul corect. Răspunsul corect? Răspunsul corect, două camere cu 7. Sigur că da. Deci două camere, răspunsul corect. Cu 7. Două camere, două vile. Două vile cu 7. Și până la 7 câte vile mai sunt? De celelalte, cu 3. Spune tu. Sunt 5 camere. 5 vile, 5 vile. Vile cu 3. Vile cu 3 camere. Mie era. Da. Dar, da, hai să-i punem o întrebare. Mie? Da. Da. Hai să-i punem o întrebare. Avem voie, domnul profesor, acum. Cum trebuie să punem 29? Dacă punea 28, ar fi fost bine? Nu. Dacă din 29 scădeam pe... din 28 scădeam... Dar vrei să mă întrebi de ce n-am pus 28? Pentru că acum să nu merim pare. Ai vrut să mă întrebi de asta de ce n-am zis 28, n-am zis 29? Eu sunt curios, dar de ce zis 29? Eu pot să răspund, domnul profesor. Pentru că nu se numere pare. Ei, nu, de ce puteam zis 26? Era bun? Uite că-i pare 26. Nu. Dacă 7 și 3... sunt impare, trebuie de un număr impar. Impar, vrei? 27, ea era bun? Dacă ziceam 27? Da. Ia să vedem, nu, profesor, eu nici și bun cu 27. 27 este impar. Și ia să vedem dacă merge. Dacă ar fi fost 27, din 27 scădeam pe 21 care consumase. Și avea să ne dea cât aici? Impar cu 6. 6. Atâta, 6 în plus. Și 6 le repartizăm. Ca să facem de la 3 camere la 7 camere, trebuie 4 odată. 4 și, și 2. Cu 2. Nu avem vile cu 5 camere, ce te faci? Nu ne ajunge cu 2. Ajunge la 7. Deci ne trebuia neapărat 8. Și mai chiar la mea. S-o prinzi de bucată. Că ne trebuie ori 4, ori 8, ori 12. Diferența dintre 7 și 3. Asta, ca să putem face grupe de 4. Asta a fost esențial, Maia, ia.
Deci ea s-a interesat de la 7 la, de la 3 la 7. Diferența e de 4. Și când scădem, ne trebuie grupe de câte 4 să ne rămân aici. Că așa vine cu o grupă aici, cu o grupă dincolo. Adică 4. Asta e foarte tare. Foarte tare. Dar știi, noi am ghicit-o. Nu am vrut să ne spun. Nu am vrut să spun. Dar așa face. Eu când mi-a zis 29, uitam, oare de ce mă 29? De ce nu și 28? Dacă ai fost 28, rămâneau 7 camere. Și 7 camere nu poți face grupe de câte 4 ca să le repartizezi. Făceai pe una și nu mulțumeai, dar celălalt rămânea 3. Și erau vilă 3 și cu 3 făceau 6. Nu-i bun. Și atunci nu arată așa. Deci nu a dat 28, nici 27, nici 26. E din 4 în 4. E din 4 în 4, asta e șmecheria. Asta e șmecheria, mă, foarte tare. Wow! Acasă, cu 7 vile, cu 7 vile, îmi faci tu 5 probleme. Nu, 2. 2? 2. Lăsăm pe 2. Tu formulezi problemele care să meargă la nivelul frumos. Așa, dar, dragi, vedeți, este momentul cel. Nu uite, dă-i like, share la Proful Online. Bravo! Și acolo este... Oprește-te, hai!